Așa cum v-am promis, continuăm seria dialogurilor cu doamna Lavinia Beta, invitata mea de azi. Bună ziua, vă mulțumesc din nou pentru prezență. Și le-am promis celor care ne-au privit, ne-au ascultat data trecută, că astăzi vom încerca să răspundem la o întrebare care probabil a stat pe buzele multora. Voia, avea vreun plan Elena Ceaușescu, vreo intenție, vreo agendă secretă de a-l înlocui la un moment dat pe tovarășul, dacă ne uităm la traiectul domniei sale profesional, intelectual, academic, da? Și aș vrea să ne luăm ca punct de reper, dacă sunteți și dumneavoastră de acord, noua lege a învățământului din 48, care avea să reseteze cumva viața și pregătirea a ceea ce avea să devină activul de partid, baza partidului și forumul de conducere. E foarte greu de răspuns la întrebarea dumneavoastră și ar trebui să fii un impostor ca să încerci să emiți niște ipoteze ca și cum ai fi fost acolo în mintea ei. Unii chiar așa și vorbesc. Mai ales acum mă uit și eu la știrile privind conflictul din Ucraina și observ că mulți analiști vorbesc ca și cum s-ar afla undeva în creierul lui Putin sau în creierul lui Biden și de acolo emis scenarii și diverse linii de acțiune sau de închidere a conflictului. Soții Ceaușescu nu se confesau celorlalți. N-aveau acest, nu dădeau interviuri, n-au purtat niciodată acest gen de conversație pe care îl purtăm noi acum. Din momentul în care Ceaușescu a venit la putere, ba chiar mai înainte, pentru că e vorba de acea disciplină a Partidului Unic, în care era considerată crimă de partid să începi să-ți discuți acasă problemele politice, ceea ce s-a discutat în nucleul de decizie, să discuți cu nevasta, să discuți sau să te aduni câțiva membri ai conducerii, fie și de nivel județean, și să începi să discuți chestiuni politice. Mai mult decât atât, începând de prin 1976, soții Ceaușescu au inventat, de fapt nu ei l-au inventat, că dacă ne uităm la practicile curțile de la Versailles, deci o practică prin care să-i mențină într-una sub control pe membrii CPX. Adică îi plecau de la ședințe, se termina programul lor pe la 5, 6, 7. Eu am mai scris o carte pe baza agendei Elena Ceaușescu din 1989, se numește Ultimul an din viața Elenei Ceaușescu. Programul ei se închidea undeva, uneori, pe la 6, pe la 7, pe la 8. Și după aceea mergeau acasă, cinau și alcătuiau ei mica listă prin care își convocau apropiații la Club Bazin. Ceilalți stăteau acasă, angoasați, ne cheamă... Într-o așteptare tensionată. Sigur, și... bineînțeles, pentru că nu se bucurau nici că erau chemați, era o seară compromisă după toată uzura zilei care trecuse. Urmea o seară încă mai obositoare în care se uitau la televizor și evident dădeau din cap la ceea ce spuneau ceaușeștii. Dar dacă nu invita, urma o altă angoasă. De ce nu ne-au invitat? Sigur că da, înseamnă că am căzut în disgrație. Exact. Și atunci, cum nu și-au scris nici scrisori, cum n-au scris memorii, cum n-au scris jurnale, și e ciudat, pentru că la Kremlin s-a scris mult, au fost multe lucrări de memorialistică nepublicate, este adevărat, până după trecerea unor ani, de la noi n-a rămas mare lucru. Totuși, punând cap la cap ceea ce se întâmpla acolo,
așa cum știu din arhive, nu din ceea ce mi-a povestit nu știu ce ofițer din nu știu ce aghiotant, pentru că ei nu știau ce se vorbește, păstrau o distanță, contrar iarăși a multelor interviuri pe care le-au dat unii dintre ei ulterior. Punându-se cap la cap ceea ce am aflat de la niște surse de prim rang, cum le numiți și dumneavoastră în gazetărie, adică niște martori implicați, mă refer în primul rând la generalul Olteanu, care a fost primarul capitalei o perioadă, care a fost în 1989 secretar cu propaganda și secretar cu relațiile internaționale, deci era în miezul lucrurilor. El îmi spunea și nu era un flecar, nu era un om care își conferea importanță sau vorbea fără să dea seamă de afirmațiile sale. Ei, acest general Olteanu îmi povestea că la un moment dat Elena Ceaușescu l-ar fi întrebat cam așa: ei, ce mai este nou? Se vorbește că de-o fi să fie, n-a spus cuvântul moarte, cu tovarășul, urmează Nicu. Evident că interlocutorul ei a spus, nu știu ce se vorbește pentru că mie nu-mi spune nimeni nimic. Iar ea a spus, ei, lasă, de-o fi să fie, vom vedea atunci. Noi nu suntem Coreea de Nord, nu suntem nici monarhie să urmeze fiul, ceea ce înseamnă că se gândea la ea. În ce moment avea? În 1989, când sănătatea lui Ceaușescu era deteriorată și când evident presa străină se preocupa în contextul perestroica al mișcării din celelalte state frățești, cum se spunea atunci, da. Se preocupau de această rămânere, încleștare de putere a lui Nicolae Ceaușescu, știut fiind mai ales că era singurul din lagărul socialist, din CAER, din Tratatul de la Varșovia, care se împotrivise deschis reformelor făcute de Gorbaciov. De asemenea, am avut prilejul să citesc rapoartele prin bunăvoința domnului Șafir, rapoartele postului de radio Europa Liberă către patronatul lor, în care se estima la începutul lui 1989 că există, în condițiile în care se află mecanismele acestea de putere din România, există doar doi potențiali succesori: Nicu sau Elena Ceaușescu. Am vorbit de asemenea cu Ștefan Andrei, alt om extrem de avizat al lumii din interior. Pe care Elena îl detesta, de altfel. Obișnuia să-l umilească, să-l apostrofeze? Nu-l detesta, să nu-l credem pe Pacepa. Vă voi spune, după ce închei aici, de ce Pacepa scrie atât de urât despre Ștefan Andrei și despre soția sa. Nici într-un caz nu s-a întâmplat așa ceva. Ștefan Andrei a fost unul dintre apropiați. Sunt câteva nuanțe și în jurnalul lui Ștefan Andrei publicat de Ion Cristoiu, care duc în direcția asta. Nu uitați că după 89 toți se victimizează. Toți spun, dacă citiți memoriile lui Curticianu, distonează profund cu afirmațiile lui din ședințele nucleului. Luăm cu titlul de rezervă oricum ce scrie Pacepa, pentru că mai erau câteva elemente care nu se pupă cu... Sigur, dar vă spune și de ce Pacepa, i-a făcut o atât de proastă atmosferă, lovindu-l unde îl durea mai tare, în iubirea față de nevastă, pentru că și acesta a fost un cuplu extraordinar de sudat, pe care Elena Ceaușescu s-ar fi putut să-l invidieze, în sensul că uite ce slăbiciune are și acest Ștefan Andrei pentru nevastă, care era o slăbiciune oarecum asemănătoare cu a soțului ei, atâta doar că soția lui Ștefan Andrei era într-o altă lume. Deci și Ștefan Andrei îmi spunea că vedeau și ei din interior că lucrurile se îndreaptă spre un anumit deznodământ. Ei se așteptau și sperau
într-un deznodământ natural, să-l ia Dumnezeu de pe lumea aceasta, pentru că el era tot mai împuținat, se vedea tot mai clar că este bolnav, era tot mai dezlânat, nu mai semăna cu cel care fusese. Ați făcut vreodată un exercițiu în acea perioadă, chiar în anul 89, poate? Numai puțin să vă termin asta. Vă rog. Și Ștefan Andrei spunea, între cei doi noi am fi vrut să fie Nicu, oricine altcineva, dar nu ea. Asta și dacă era întreb, oricine altcineva, dar nu ea, nu putea să fie decât Nicu. Corect. Deși acest mezin al lor, cred că era cel mai puțin pregătit și cel mai fragil dintre cei trei copii pe care ei i-au avut. Asta, faptul că se discuta în cercul de putere, e un aspect pe care l-ați detaliat, dar dumneavoastră, reprezentant al cetățeanului român din acea perioadă, ați făcut vreodată exercițiul acesta, nu neapărat în discuțiile cu apropiații, în intimitate, vedeați cumva România capabilă să genereze un accident și mai mare cu Elena Ceaușescu la conducerea țării? V-ați gândit vreodată? Ați făcut acest exercițiu? Nu, nu. Poate defect de imaginație? Nu, nu. Noi nu știam nimic despre întâmplă în cercul puterii. Noi eram, de fapt, într-un fel de fundătură și așteptam un deznodământ. Așteptați să se întâmple ceva? Sigur. Și deznodământul acesta, așa cum, cum auzește la Europa Liberă, părea să fie tot vântul de la răsărit, dar speram mai ales, așa cum spunea și Ștefan Andrei, într-o moarte naturală, dar noi, necunoscând mecanismele acelea din nucleul de decizie, nu ne gândeam neapărat la Elena Ceaușescu. Nu știam cum se face alegerea unui conducător, nu știam ce se întâmplă în culise, nu știam care sunt relațiile. Nouă ni se părea, de fiecare dată, atunci când cineva era scos dintr-o funcție, eliberat din funcție, da, așa cum se spunea, și pus într-o alta, că acela este un fel de dizident, cum a fost și cu Burtică. Când, de fapt, Burtică a fost trimis la Ploiești, cred că, pe motive de corupție, conform vremurilor de atunci. Dar nouă ni se părea, și așa a apărut și după 90, ca un fel de dizident. Și acum să mă întorc la ceea ce v-am promis, la ura lui Pacepa față de Ștefan Andrei. Au fost prieteni. Ștefan Andrei și cu Pacepa au fost prieteni și sigur că era o asociere foarte bună. Ștefan Andrei, pe vremea când era ministru de externe sau pe vremea când era viceprim-ministru al guvernului ocupându-se de export, era o relație funcțională, extrem de funcțională. Evident că Pacepa nu i-a spus lui Ștefan Andrei ce hram poartă în afara celui expus, nu i-a spus nici când a plecat. Și Ceaușescu, tocmai pentru că fuseseră atât de buni prieteni, umilindu-l cumva și extrem de supărat, l-a trimis în America să-i ceară extrădarea. N-a obținut, evident, extrădarea, însă s-a încheiat, s-a perfectat un fel de înțelegere la acest nivel, prin care partea americană a promis să nu-l exploateze deschis pe Pacepa și, într-adevăr, memoriile lui apar după 10 ani în contextul perestroica și partea cealaltă, Ștefan Andrei s-a angajat în numele lui Ceaușescu să nu-i se întâmple nimic familiei lui Pacepa. Ceea ce s-a respectat. S-a ținut de cuvânt reciproc, da. Fica lui Pacepa a plecat în Statele Unite după 90. Mai primul departe, avion care a aterizat în București după Revoluție, sigur, cu George Soros, nu? Pacepa i-a plătit-o cu vârf și îndesat. Cum vă spuneam, scriind despre pretinsele amoruri ale Violetei Andrei, despre cum le asculta Elena Ceaușescu, sunt niște lucruri cu un semn al întrebării care acoperă pagina. Bun, dacă vreți să deschidem o paranteză și mai largă, s-a dus mai departe Pacepa și vorbea despre instinctele primitive ale celor doi de a fura de prin deplasările oficiale, de a-și încărca bagajele cu nici acest lucru diverse nu obiecte. Nu este adevărat. Fostul președinte al Franței, când scrie memoriile, oamenii politici sunt oameni politici.
Natura umană este aceeași. Uh-huh. Simt nevoia să se disculpe, așa cum a simțit nevoia și Margaret Thatcher să se disculpe după ce ridicase osanale Elenei Ceaușescu și își exprimase mândria că au aceeași profesie, sunt exact în aceeași specialitate de chimiste. Sigur că da. Dacă putem să rămânem aici, la specialitatea aceasta comună, că ați invocat un alt personaj istoric, Margaret Thatcher. Asta vreau, atât să vă termin. Fostul președinte al Franței, care a spus că au luat tot din palatul în care fusese răgăzduiți, și el a prevenit-o pe regina Marii Britanii, numai că vizita făcută în Marea Britanie a fost înaintea celei din Franța. Da. Deci, cum să vă spun, muști. Când citești așa de divertisment, îți formezi o reprezentare, dar sunt lucruri care se abat de la adevăr. Da. Bun, poate că întrebarea mea a fost ușor disproporționată, dar eu mi-am propus să luăm pas cu pas, poate, acest personaj și să răspundem împreună după ce acest dialog la întrebarea cu care am pornit, dacă viza să ia locul lui Nicolae Ceaușescu. Și mă uit la traseul ei profesional, la traseul ei de intelectual de marcă, de academician, de toate titlurile pe care le-a strâns cu o lăcomie și inexplicabilă, poate pe alocuri, pentru un om normal. Poate că își construia în sinea ei. Poate că la început n-a existat acest scenariu, dar poate că urcând treptele, evoluând în partid la brațul tovarășului, a început să încolțească și această idee. Știți ce este interesant? Ea se credea mai capabilă decât el. Da. Era convinsă de superioritatea ei, mi-au povestit cei care erau în preajma lor, mai ales fosta traducătoare de limbă engleză a Elenei Ceaușescu, care a fost pe lângă ea ca un fel de damă de companie, că îl corecta, îi spunea, spre exemplu, în Nepal, ai grijă cum pronunți Kathmandu, povestea Ștefan Andrei, că asculta discursurile cu un plictis nesfârșit, că începea să bârfească alături de cel de care era. Ceaușescu se uita la acela cu care ea vorbea, niciodată nu îndrăznea să-i facă ei observație. Mi s-a spus și că atunci când ea era la Ichekim să primească vreo delegație străină, el îi dădea telefoane să o consulte în chestiuni care n-aveau nicio legătură cu zisele ei competențe. Și de altfel se vede și din ședințele CPX amvergura cu care ea dă replică, cu care refuză să primească anumite considerații de bun simț și felul în care ea îi ține într-un aisonul. Însă acolo, ea respectând într-un fel disciplina de partid, sigur că nu se hazarda să decidă în interiorul ședinței altfel decât el, însă a impus ca tot ce ajunge pe masa lui Ceaușescu să treacă întâi pe la ea. I-a obligat pe cei de la cancelarea lui Ceaușescu, și vă dați seama din poziția ei de șef a cadrelor. Apoi îmi spunea Ion Traian Ștefănescu că mergea până la a se certa cu cel care îndrăznea să-i spună lui Nicolae Ceaușescu niște lucruri care nu veneau în consens cu ceea ce ea decisese să îi se spună. Cum ți-ai permis să-i spui la tovarășul? Cum ți-ai permis să te duci la tovarășul, nu de față cu el? Cum ți-ai permis în fața lui tovarășul să spui că nu e așa cum zisesem eu? De unde știi tu? A fost argumentul ei hotărător, care i-a lăsat perplex pe aceea. De unde știi tu ce vorbesc eu cu tovarășul acasă? Ce mai puteau zice ei? Deci, practic, a instituit un sort de cenzură în care vorba aceea oltenească, bărbatul care este capul, femeia care este gâtul, cred că se potrivește aici extrem de bine cu niște efecte extrem de negative pentru România. Eu sunt convinsă că
că tot ea a fost și aceea care a stăruit în agățarea lui Ceaușescu de putere. Ea a fost aceea care a și spus în 22 decembrie, hai să plecăm, Nicule, fără să știe unde pleacă, cu un fel de impetuozitate din aceasta feminină speriată de piatra care zburase pe fereastră când el a încercat să vorbească mulțimii. Da, mă scuzați, el părea conștient la un moment dat, cel puțin deduc din ultimele pagini ale volumului dumneavoastră, când pe final, în preajma lui 89, deja dacă surprindea Elena Ceaușescu vreo discuție care nu era din sfera ei de competență, avea obiceiul să schimbe repede vorba, să nu mai ajungă și la tovarășa. Era conștient, de această dominație. Eu cred că el aprecia, erau doi oameni desprinși, practic, de viața reală. Trăiau într-o bulă de confort a puterii a lor. Toată lumea li se pleca înainte, toată lumea le dădea dreptate, lucrul acesta se întâmpla de câțiva zeci de ani, deveniseră niște neoameni și nu li se întâmplă doar lor, cred că i s-ar întâmpla oricui care trăiește într-un mediu atât de toxic cum a fost acel mediu al puterii absolute. Dar eu cred, încă o dată, este o supoziție, da. N-am avut cum să iau un interviu. Evident. Eu cred că el era extrem de flatat de grija ei, cenzura și accesul doctorilor la el. Ea era prima care vedea rezultatele de analize, ea era aceea care îi controla tratamentul din momentul în care, în 1973, s-a declanșat lui diabetul, într-o formă ușoară la început, în momentul în care ea a decis că nu va lua medicație, că se va limita la un regim și a trecut de îndată la regimul lui. Avea o grijă peste limitele a ceea ce este obișnuit într-un cuplu despre care spunem că e un cuplu bun față de el. Adică era ajunsese la ceea ce am numit astăzi o relație toxică. Eu nu știu ce am putea, termenul acesta este destul de ambigu, relație toxică. Nu s-ar putea spune că îi făcea lui rău grija aceasta ei și cu atât mai puțin că îi făcea rău. O relație toxică înseamnă, în primul rând, o relație în care unul dintre cei doi produce un anumit rău fizic sau psihic celuilalt. Bun, atunci reformulez, o făcea cu premeditare? Sigur că da. Da? Sigur că e o scenă grozavă pe care mie mi-a povestit-o Ștefan Andrei. Toți cei care l-au cunoscut spun că Nicolae Ceaușescu a fost bărbatul unei singure femei. În tinerețe n-avusese în închisoare, stătuse până în 44, peste 6 ani în închisoare și lagăr. În rest ascunsese în ilegalitate. A cunoscut-o, a luat-o, s-au căsătorit, a rămas cu ea, sigur, ea care era foarte conștientă că puterea este probabil cel mai puternic afrodisiac, poziția pe care o are cineva, ea le-a gardat într-una. Ceaușescu, în primii ani după instalarea la putere, făcea dese vizite prin țară și apăruseră după 68, mai ales când s-a spus că trebuie să îi se arate, știindu-se că sovieticii vor să-l schimbe, că trebuie să fie într-una prezentat de maniera în care tot poporul îl iubește, este alături de el, în conducere nu există nicio fisură, este cu neputință să creeze o fracțiune, cum s-a întâmplat la Praga. Făcea vizite prin țară, pe marginea drumurilor erau borduite de fete și femei frumoase, evident că erau în primele rânduri acestea din fabrici, din școli, erau selectate niște fete frumoase care îl îmbiau cu pâine și cu sare, îl trăgeau în vreo horă și așa mai departe.
Iar el îmi spune, Ștefan Andrei, spune, uite ce frumoasă e asta, uite ce frumoasă e asta. Dar admirativ, oare cumva cu mândria, uite ce fete frumoase are țara românească pe care eu o păstoresc acum. Oare cumva și acesta ar fi un fel de merit al meu sau, eu știu, proprietatea mea. Și s-a întâmplat undeva în județul Bihor, erau la o casă de vânătoare, primiseră pe Stane Dolan, șeful comuniștilor din Iugoslavia, sârbii sunt niște mari petrecăreți cunoscuți peste tot, care nu se limitează la o petrecere doar la bea și la mânca, au nevoie de o distracție completă, înțelegând prin aceasta muzică și dans. Și era și Elena Ceaușescu și... ea s-a retras la culcare, Dolans a cerut muzică. Evident că i s-a pus băutură din belșug. S-a dat un telefon, Ștefan Andrei spune, eu am dat un telefon, cui putea să dea, la județeana de partid, secretarul cu propaganda, care evident a mobilizat în decursul unei jumătăți de oră ceea ce se numea programul de protocol, adică erau pregătite... aceste mini-spectacole destinate unor oaspeți înalți și au apărut, erau foarte în vogă atunci trei cântărețe de muzică populară, toate trei se numeau Florica. Florica Bradu, Florica Duma și Florica Ungur, niște femei teribil de frumoase, costumul acela bihorenesc este foarte pitoresc, foarte colorat, care pune în evidență feminitatea. Femeile din zonă, fiind și o populație cosmopolită, au fost și la țară oarecumva mai deosebite decât cele din sud, adică oarecumva cu mai multă libertate în exprimare. Și această Florica Duma era o femeie nu de înălțime remarcabilă, dar de o energie extraordinară, brună, cu ochi albaștri, cu o vivacitate ieșită din comun, care dansa, avea niște cântece pe care se pria bine dansul și care știa să șuiere din degete, să fluiere din degete. Și în pași de dans, cântând, toată numai energie, nimbată, era și foarte carismatică, mie mi-era dragă în copilărie, s-a apropiat de Ceaușescu, la care Ceaușescu a rămas într-o admirație expectativă, care era pentru tot semnul unei admirații în beatitudine. Ușa s-a deschis, a intrat Elena Ceaușescu și a zis, ce-i asta? Ce caută astea aici, intercalând și cuvântul acela românesc de nespus pe post? Hai, Valea, plecați! Cum anume i-a încolțit ideea să devină chimist, adică să asta învețe. E de unde? Și de ce chimie? Să învețe. De ce chimie? Pentru că și chimia era la și modă în perioada respectivă cumva. Erau considerate științe ale viitorului. Toate poftele ei de a fi cineva în știință n-ar fi fost onorate în plan extern dacă în contextul războiului rece Ceaușescu n-ar fi fost extrem de curtat de către celălalt front al războiului rece, din cauza frondei pe care era considerat un fel de spărgător de front, din cauza frondei față de sovietici. Și de asemenea, în plan intern, când ea a ajuns să fie primită în Academie, ea avea deja recunoașteri străine, cât nu avea, cred că, niciunul. Da, 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 era deja, că ea a fost prin 74 și în 73 primise New York, primise Washington, prima Paris. Dată a primit un titlu onorific de la Paris. Ei au fost deschizătorii de drum, cred că în 70. Pe urmă au găsit serviciile speciale și Pacepa a avut un rol determinant, un rol formidabil. Păi așa s-a și menținut în acea poziție. Probabil că se mobilizau, mizau și pe un ajutor extern, probabil că nu se sfiau să-l ceară, însă nici într-un caz nu cred că ar fi acceptat-o.
îl împingeau înainte pe Nicu, aveau nevoie să pună pe cineva pe scaunul respectiv, oricine să fi fost, se temeau de ea cumplit. O urau îngrozitor.